8 și astăzi vom vorbi puțin mai multe despre benzile de sărate. Foarte simplu spus, de fapt nu. Haideți, am o întrebare mai întâi. Cine și-a dorit vreodată să aibă o superputere? Perfect. Și eu mi-am dorit, le aștept. De vreo 15 ani, sper că o să apare, de fapt, sigur că o să apare la un moment dat. Simpli spus, benzile de sănătate, practic, sunt niște imagini puse pe hârtie, care progresează niște personaje. Foarte ok. Puțin mai frumos spus, benzile de sănătate sunt, practic, un film care, în loc să aibă 24 de cadre pe secundă, are 8 cadre pe pagină. Au apărut în 1700 în Japonia, peste 100 de ani au apărut în Europa, mai exact în Anglia, iar în 1930 au apărut și au fost popularizate foarte mult în America. Sunt două mari companii care popularizează, creează și distribuie benzile de sănătate. Avem pe o parte DC și pe cealaltă parte Marvel. Acești doi giganți ai benzilor de sănătate și a culturii benzilor de sănătate nu înseamnă că se urăsc de moarte. Ei câteodată se mai întâlnesc la un film, la asta, sunt de fapt ei. Dacă vă gândiți, benzile de sănătate și cuierii, pentru copii mici, da, câteodată, într-adevăr, sunt foarte cuierile, însă, sunt cazuri în istoria omenirii, când benzile de sănătate au influențat societatea și mă refer inclusiv la societatea globală. Și îl avem pe Frederick Wareham, un renumit psiholog, psihiatru în departamentul spitalelor din New York, care la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, a inițiat o mișcare care voia să interzică benzile de sănătate. A scris o serie de cărți prin care arăta el că benzile de sănătate influențează și încurajează violența și criminalitatea în mințile oamenilor, mai ales în mințile tinerilor cititori. Reviste de la Ladies Home Journal, Writer's Digest, au extras anumite articole și au popularizat. Însă acest lucru n-a scăzut deloc popularitatea benzilor de sănătate și începând cu 1980 și 1991, Art Spiegelman a scris Mouse, a Survivor's Tale. Practic, se concentra pe tema Holocaustului. Toată lumea a auzit de Holocaust. E destul de... Așa. Și se concentra pe tema Holocaustului și reporteriza pe naziști ca fiind niște pisici și pe evrei ca fiind niște șoareci. Asta, peste un an, în 1992, a câștigat premiul Pulitzer. Milioane de benzi de sănătate au fost distribuite într-un mod gratuit soldaților americani în timpul celor de-al doilea război mondial. De ce? Ca să unească, ca să motiveze și ca să le dea curaj soldaților pe câmpul de bătălie. Și aici trebuie să reamintim neapărat pe Capitanul America, care îl pocnește pe Hitler, Capitanul America. Curajos, integru, familist, liber gânditor, dar cel mai important, patriot. Asta voia și guvernul american de la soldați americani. De ce să citim și noi benzi de sănătate? Cu cine ajută pe noi benzi de sănătate? Noi nu suntem victimele Holocaustului, nu o să purtăm niciodată un război. Cu cine ajută pe noi, la modul personal, benzile de sănătate? Și avem așa, de la stânga la dreapta, avem pe The Flash, care prin umorul lui și prin gândirea lui foarte rapidă, reușește să treacă prin cele mai dificile situații. Apoi o avem pe Wonder Woman, care a fost mereu un simbol al feminității, un simbol al independenței feminine și al frumuseții. Superman, toată lumea îl cunoaște, e un simbol al justiției, al moralității și a tot ce e integru. Batman, Green Lantern, care își trage puterea din propria sa voință. E din voința lui, ambiția lui, de acolo își trage puterea. Și Aquaman,
care este un rege, care își pune mereu un lider, care pune mereu nevoile adepților lui pe primul plan. Și da, benzile de sate sunt de multe ori cu el. Vă mulțumesc cum ați ascultat.